salut în acest tutorial, o să discutăm despre exercițiul ramat cu gantera de pe bancă. În acest exercițiu, bazele tehnicii sunt standarde, da? Spatele întotdeauna e drept, îndoit înăuntru un pic. Un pic în genunchiul se îndoaie, da? Să nu formăm prea mult tensiune în genunchi. Noi întotdeauna ne uităm mai sus un pic de orizontal sau la orizontal, nici ca cum în jos, pentru că dacă ne uităm în jos, o să ne îndoim spatele invers în interior, da? Tragem cu gantera din față în urmă, da? Aici plusul e că noi nu avem bară și noi putem mai tare să tragem, da? Dacă bara ne-ar fi oprit la mijloc, aici noi putem mai sus stragem. Asta e un plus din punct de vedere de amplitudă și tehnică, da? Putem să prelucrăm un pic mai calitativ în punctul de tensiune maximă spatele. Minusul e că trebuie să prelucrăm cu câte o mână pe rând. Dacă cu bara ați făcut 12 repetări, s-au terminat exercițiul, aici 12 cu o mână, 12 cu alta. Dar se prelucrează mai focusat o singură parte și îți permite să te gândești doar la partea stângă sau dreaptă, adică focusul e mai mare pe partea care o antrenezi, da? În special dacă, de exemplu, o parte e mai puternică și una e mai slabă, tu poți greutatea să o iei alta, de exemplu, 20 kg pe o parte, 22 pe alta, pentru sunt așa persoane la care destul de tare se diferențiază o parte de cealaltă, stânga de dreapta, da? Din punct de vedere de forță. Aici poți să schimbi greutățile, de exemplu. Noi trebuie să tragem nu în sus și cotul într-o parte, în piept, pentru că așa lucrează prea mult umărul din spate. Noi din față, undeva de la nivelul din umărului, când mâna e dreaptă, dar din față noi tragem în urmă, da? Nu cu cotul pe în parte sau la piept, da? Cu cotul pe lângă corp și în spate, da? Noi tragem în urmă, ca și cum am vrea să punem ceva în buzunar, da? Din față, în buzunar, la bazin. Se primească așa, paralel cu piciorul, ca și cum am trage. Așa e corect, cel mai corect mișcarea, că simți mușchi și chiar pe secundă poți să te oprești dacă ai dorință aici, simți mai mult. Da? Dar mișcarea trebuie să fie numai decât așa, până sus. Pentru că noi trebuie să ne folosim de acest exercițiu. El nu are bară și noi putem și mai mult să accentuăm spatele. Pentru că punctul acela de la urmă spre bazin, el foarte, foarte bine simte. Faceți cu o greutate un pic mai ușoară la început, că să învățați tehnica. Dacă o greutate mare, o să vă fac să lucrați cu tot la rând, numai nu cu ceea ce trebuie și nu o să simțiți mușchiul destul de bine. Scopul e să ridicăm, da, cotul pe lângă corp, înspre bazin, pentru că a prelucrat totuși spatele, nu umărul. Pentru umeri să facem alte exerciții. Și cam asta au fost toate nuanțele tehnice ale acestui exercițiu. Sper că v-a plăcut. Dacă da, dați un like, abonați-vă, scrieți în comentariu la ce exerciții ați mai dori să mai vedeți tutorial și ne vedem în următorul clip. Pa!